înregistrăm. Te remit. Nu înregistrat. Nu e, acum facem. Da, da, da. Ar mai fi de zis ceva. Ideea că balenele cântă și comunică prin cântec a fost acceptată de biologi după sute de ani de fascinație și mister. Acum rămâne ca lumea să accepte și faptul că un om poate să transmită talent și frumusețe divină printr-un fierăstrău. Ca la fierăstrău. La fierăstrău, da. Da, da. Bună seara. Bună seara. Oh! Sunteți de al nostru? Da. Eu când ați intrat am spus este german. Nu știu de ce. După cum erați așa atent la toate detaliile astea, zic, am și vrut să fac o glumă, să zic e din RFG. Bună seara și bine ați venit la România au talent. Mulțumesc. O să în primul rând să vă întreb cum vă cheamă și de unde veniți. Mă numesc Sergiu Nikitovski. Da. Vin din Portugalia, dar sunt de origine din Moldova. Sergiu, pentru cei care nu cred, pentru că am văzut și aici la Dragoș, era prima oară, ce face? Cântă din fierăstrău? Da, cântă din fierăstrău. Explică cum e posibil lucrul ăsta. Timpurile lui Mozart, pentru a face pentru cei bogați, ai surprinde,
lua un ferestreu și cânta la el, dar e foarte rar... Nu înainte să-l șteargă de sânge. Exact, pe vremurile alea, nu se tăiau doar copaci. Da. Ferestreul nu minte, hai să zicem așa. Pentru că dacă eu mă încordez, el nu vrea să lucre. Așa sincer să zic, e foarte sensibil. Pentru că eu îl compar cu o voce de sirenă. E foarte frumos. Da. Eu am terminat conservatorul de la Chișinău, la clasa NAI. Sunt naist, dar pe stradă cântam la NAI. Și am ajuns la un timp când nu puteam să câștig cu NAI-ul. Și am văzut un băiat care cânta la un ferestreu în Milano. Și mi-a plăcut cum sunt când rămădeau lumea, toți se mirau, zic, mă, cum cântă asta? Și m-a surprins și pe mine. Mă, într-o zi mi-a dat trecut prin cap, mă, de ce să nu fac și eu? S-a primit din tot. Din prima s-a primit. Da. Foarte frumos, bravo, Sergiu. Mersi. E absolut minunat. Îi las acum pe Bobo și pe Pasiune, Dragoș. Pasiune, vezi? Într-o... Bine. Acum Sergiu are la bază conservatorul, da, să nu uităm treaba asta. Dar faptul că l-am pins curiozitatea în direcția asta, l-a văzut pe ăla cântând la fierăstrău, s-a zis, bă, vreau și eu. Și nu s-a lăsat, adică... Acum nu știu cum ar arăta o formație de asta. Să pui 6-7 fierăstraie, cu 6-7 ca tine și în față unul cu frunza. Vrei să încerci? Nu, eu să încerc? Hai bine, Andy, să încerc. Și încerc, dar să spun că nu. Andy a mai cântat. Andy, s-a dus Andy. A mai încercat Andy. Andy, poate el oricum un muzician și pe instrument. Eu am încercat pe teremin, dacă știi ce este, care e o chestie tot legată de ureche, adică nu ești... Hai să încercăm, să vedem dacă iese ceva. Andy, știi ce melodie, te rog. Ciobănaș cu 300 de oi. Exact. E și periculos, îi pune protecția. Păi da, mă, păi vrei să mă rănesc? Doamne, ferește, se taie bunicul. Ia. Ia. Eu pot să... Ia. Sunt balenele din ocean. Ia. La tine nu mai e sirene, e balenă. Aha, am înțeles, gata, ia. Hai, facem cu mine. Nu trebuie să... Mamă, dar ce frână! Stai așa, stai. Așa. Se pare... No, dar te... Se pare ușor, dar nu e, dar foarte nu greu. E. E foarte greu, da. Sergiu, faptul că Andy a venit mi-a oferit o altă imagine dintr-un alt film, Andy... Deci sunt într-un alt film acum. Film de groază. Nu. E foarte greu ce faci. Andy, pe o barcă, pe un catamaran, tu cu fierăstrău în vârful bărcii noaptea, chemând sirenele cu asta. Veniți. Da, veniți. Veniți, te mă iubiți. Iubiți, exact. Felicitări, e foarte dificil, nu dificil. Sigur că da, sigur. Mie mi-a plăcut atât de mult sunetul ăsta pe care l-am auzit astăzi pe scenă. Mulțumesc. Eu un singur sunet l-am mai auzit care să aibă efectul ăsta asupra mea și probabil și datorită faptului că era foarte personal, emoțional. Eu doar la vocea Danei, soția mea, am mai simțit ceva asemănător cu ce am simțit acum pe scenă, pe cuvântul meu de onoare. Este o expresie foarte frumoasă pentru tine. Deci m-ați atins, pe cuvântul meu de onoare, m-ați atins, a fost un sunet... Mulțumesc. Eu vă mulțumesc mult pentru numărul ăsta, mi-a plăcut din, așa, cu tot sufletul. Mulțumesc. Haideți să și votăm, băieți, nu? De acord. Din partea mea ai un da. Mulțumesc. Dragoș, din partea mea ai un da. Andra. Mulțumesc. Răspunsul meu este da. Mulțumesc. Sergiu, și răspunsul meu este tot da. Abia aștept să te revăd în etapa următoare în care mergi cu 4 de da. Mulțumesc.